Dor și drag de Dragobete, un eveniment marca Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu s-a bucurat de un real succes la Petroșani. Foaierul teatrului Ide Sârbu a fost neîncăpător pentru iubitorii de litere și acorduri muzicale care au venit pentru a sărbători dragostea. Ca în fiecare an, evenimentul este așteptat cu mare drag de publicul din Valea Jiului și nu numai. Dragostea a fost sărbătorită pe acorduri de romanțe. Generații de poeți cu care județul Hunedoara se mândrește alături de creațiile lor poetice au făcut din evenimentul cultural-artistic demn de apreciat. Zeci de persoane au venit la evenimentul Dor și Drag de Dragobete. Iată-ne din nou împreună după un an, la începutul primăverii, sub semnul Dragobetelui, sub semnul bucuriei de a trăi. A devenit deja o frumoasă tradiție ca să ne întâlnim aici în foaierul Teatrului Ide Sârbu din Petroșani, ca să reînviem această frumoasă și străveche sărbătoare românească, Dragobetele. Dincolo de binecunoscutele semnificații ale Dragobetelui, sărbătoarea dragostei și a renașterii naturii, noi am îmbogățit acest praznic cu o trăsătură nouă, prietenia, bucuria de a fi împreună și a ne împărtăși cu frumosul pe care îl oferă muzica, poezia și artele vizuale. Și în acest an am organizat o sărbătoare a Dragobetelui, presărată cu frumoase momente artistice, cu poezie, cu muzică, cu crearea unei ambianțe care să le amintească tuturor participanților că străvechile noastre sărbători nu pierd niciodată. Mă bucur că le-am putut oferi celor prezenți un frumos și bogat program artistic la care au contribuit minunații scriitori, actori, interpreți de muzică populară și de muzică clasică, adevărați creatori de frumos și de veritabilă spiritualitate. Îi mulțumesc domnului administrator Costel Avram pentru minunata idee pe care în urmă cu 2 ani a avut-o ca să adune aici la Petroșani toată elita scriitorilor din județul Hunedoara. De la eveniment nu putea lipsi simbolul iubirii, florile. La final, fiecare participant a plecat acasă cu câte un trandafir. Iată că se poate și în Petroșani, iată că putem să avem asemenea evenimente minunate aici, la noi acasă, aici unde vedem că instituțiile de cultură ale județului se implică și fac asemenea evenimente de o asemenea amploare. Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani, a făcut posibilă această seară memorabilă care a avut loc pentru oamenii din Valea Jiului. Dumneavoastră, tuturor celor care ne-ați fost alături de noi, fie că sunteți creatori, fie că sunteți cititori de poezie, vă spun doar atât, iubiți în continuare poezia și scrieți, pentru că acolo unde este iubire, inevitabil nu este ură. Și acolo unde muzele vorbesc, armele tac. Dragii mei, să fiți iubiți! O zi frumoasă de Dragobete, un an plin de iubire!